Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, duminica trecută am sărbătorit rusariile și ne-am amintit de coborârea Duhului Sfânt. La Paște am celebrat învierea lui Iisus. Mai înainte, la botezul Domnului, am înțeles că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era botezat, glasul Tatălui s-a auzit din ceruri, iar Duhul a coborât asupra Lui sub chip de porumbel. În Sfintele Scripturi, Iisus vorbește despre Tatăl care l-a trimis și despre Duhul Sfânt care urma să fie trimis. Iisus a mai spus că Tatăl i-a dat lui tot ceea ce are și că El, la rândul Lui, a dat Duhului Sfânt tot ceea ce a primit de la Tatăl. Ne vorbește în același timp despre un singur Dumnezeu. Astfel, ni se descoperă un singur Dumnezeu în trei persoane, Sfânta Treime. Vorbim despre un mister pentru că nu avem cum să înțelegem ceea ce ni s-a descoperit. Cel mai important lucru în viață este cum ne raportăm la Dumnezeul care ni se descoperă. Cea mai grea întrebare la care trebuie să răspundem nu este nici cu cine ne căsătorim, nici cât câștigăm, nici ce bunuri avem, ci cu siguranță cum este Dumnezeu pentru mine. Răspunsul la această întrebare determină restul vieții noastre, toată conduita noastră. Viața este determinată de felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Dacă îl vedem pe Dumnezeu ca pe un fel de polițist universal, care abia așteaptă să trimită boli și nenorociri pe pământ, cu siguranță că vom trăi tot timpul într-o stare de teroare. Dacă Dumnezeu în mintea noastră este un personaj indulgent, care iartă oricât de mult am fi greșit și orice păcate am face, cu siguranță că vom trăi în tot felul de păcate și apoi la sfârșit vom aștepta să ajungem în cer. Felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu determină viața noastră. Astăzi, în solemnitatea Sfintei Treimi, mai mult decât a pătrunde cu mintea taina lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem ce să facem în fața unui Dumnezeu care ni se descoperă în trei persoane. Cum să mă apropii mai mult de acest Dumnezeu? Cum să procedez să-L cunosc mai mult? Să înțeleg ce vrea de la mine. Un prim gând ne vine din prima lectură. Moise, în fața manifestării uimitoare a lui Dumnezeu, s-a plecat îndată până la pământ și s-a prosternat. În fața misterului lui Dumnezeu nu rămâne decât tăcerea adorației și cântarea laudei. Sfântul Augustin a scris și a vorbit enorm despre măreția lui Dumnezeu. Și noi, aproape în fiecare an, în această sărbătoare, auzim aceeași povestire legată de taina Sfintei Treimi, cum Augustin se plimba pe malul mării și se gândea la măreția lui Dumnezeu. Cum să descrie frumusețea lui Dumnezeu? Cum să descrie taina Trinității? În timp ce era preocupat de toate acestea, pe plajă a văzut un copilaș făcând o groapă și apoi cu o scoică încerca să aducă apa din mare. S-a uitat uimit la el și l-a întrebat, ce faci? Copilul a spus foarte serios, încerc să mut marea în groapa mea. Atunci am priceput, notează Augustin, că niciodată imensitatea măreției lui Dumnezeu nu va putea fi cuprinsă în groapa rațiunii umane. Însă ceea ce se cunoaște mai puțin din viața Sfântului Augustin este un alt fapt, că omul acesta care a scris atât
de mult și atât de frumos despre Dumnezeu, când era pe patul morții, de jur împrejur erau cei apropiați și chiar înainte să moară s-a trezit brusc, a deschis ochii și a zis: L-am văzut pe Domnul, tot ce am scris nu-i decât o fărâmă. Și a dormit pentru veșnicie. Era 28 august 430. Tot ce am scris nu-i decât o fărâmă, cu toate că a scris pagini extraordinare despre Dumnezeu. Un alt exemplu, Sfântul Toma de Aquino, secolul al XIII-lea, a scris peste 40 de volume. Ultima carte, Suma Teologica, a rămas neterminată. Aceasta trata în prima parte despre Dumnezeu unul și întreit, în a doua parte despre mișcarea tuturor creaturilor spre Dumnezeu și în a treia despre Iisus. La 6 decembrie 1273 s-a întâmplat un fapt ciudat. În timp ce celebra Sfânta Liturghie, ceva l-a atins în mod profund, deoarece din acel moment nu a mai scris și nu a mai dictat niciun rând. Părinte, i-au spus apropiații, de ce ai lăsat la o parte o muncă așa de măreață pe care ai început-o pentru a-L lăuda pe Dumnezeu și pentru a instrui lumea? Toma a răspuns: Nu pot. Tot ceea ce am scris este pentru mine ca și paiele în comparație cu ceea ce mi s-a descoperit acum. Ce-o fi făcut Dumnezeu cu el? Ce-o fi vorbit împreună? Cert este că cel mai mare și mai fermecător teolog al bisericii, din ziua aceea singurul lucru pe care îl mai dorea era să ajungă în cer, să se întâlnească cu Dumnezeu față în față. Nici o bucurie nu se poate măsura cu bucuria când îți intră Dumnezeu în casă, în odaie, când se așează lângă tine și te întreabă ce mai faci. În această solemnitate suntem invitați să-L preamărim pe Dumnezeu, nu doar pentru o lucrare minunată săvârșită de El, ci pentru felul cum este El, pentru frumusețea și bunătatea ființei sale, din care se revarsă în exterior lucrarea sa. Suntem invitați să contemplăm inima lui Dumnezeu, realitatea sa cea mai profundă, care este aceea unității sale în Trinitate. Comuniunea în gradul cel mai înalt și mai profund de iubire și de viață. În fragmentul din Cartea Exodului am auzit un lucru cu totul excepțional. Dumnezeu proclamă propriul nume. O face în prezența lui Moise. Care este acest nume? Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun și îndurător, încet la mânie, fidel și plin de dragoste. Îl preamărim de asemenea pentru iubirea sa. Am auzit în Evanghelie cuvintele cele mai cunoscute și cele mai citate. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acest mister ne l-a descoperit Iisus. În Dumnezeu totul este iubire și dar. Tatăl a iubit lumea și l-a dat pe Fiul Său. Fiul ne-a iubit și ni s-a dat pe sine însuși. Tatăl și Fiul, iubindu-ne, ni l-a dat pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt modelează inimile noastre și ne conduce în profunzimea misterului lui Dumnezeu. Probabil că mulți dintre dumneavoastră își amintesc cum odinioară în diferite sate, în fiecare duminică, înainte de a începe liturghia, dascălul repeta rugăciunile cu toți credincioșii. Cu o voce solemnă, ne răsună și acum în urechi, spunea: Mărire Tatălui care m-a făcut, mărire Fiului care m-a mântuit, mărire Duhului care m-a sfințit. Duminică de duminică, toată suflarea repeta ce a făcut fiecare persoană a Sfintei Treimi
și aducea slavă. În fața unui Dumnezeu în trei persoane, ne închinăm, îl adorăm și păstrăm tăcere. În al doilea rând, ajungând la această descoperire, Moise exclamă: Doamne, mergi împreună cu noi. Doamne, fă din noi un popor care să-ți aparțină, și cere iertare. Făcând experiența peregrinării prin această lume, înțelegem cât de mult avem nevoie de acest tovarăș de drum, cât de mult avem nevoie ca de bunătatea Lui, de îndurarea Lui, de fidelitatea Lui, de dragostea Lui. Moise asta i-a cerut, să meargă împreună cu El și cu poporul Lui. De ce este important să ne asigurăm că Dumnezeu merge împreună cu noi? Era un tânăr a cărui soție a murit lăsându-l singur cu băiețelul. La întoarcerea de la cimitir, cei doi au mers la culcare de vreme, nefiind în stare de nimic altceva. Cum stătea pe întuneric, având inima frântă de durere, bărbatul l-a auzit pe cel mic din pătuțul lui: Tată, unde este mama? Bărbatul s-a ridicat și l-a adus pe copil să doarmă cu el. Dar copilul a rămas tot neliniștit și agitat, întrebându-l iarăși și iarăși: De ce mama nu-i cu noi? Când se întoarce? În cele din urmă, băiatul a spus: Tată, dacă stai cu fața spre mine, cred că am să pot dormi. N-a trecut mult și copilul a adormit. Tatăl a rămas în continuare treaz în întuneric. S-a rugat: Doamne, nu văd cum o să pot trece peste acest necaz, dar dacă fața Ta este întoarsă spre mine, așa cum stau eu întors spre fiul meu, cumva cred că am să reușesc. Avem nevoie de fața lui Dumnezeu în care să ne reflectăm privirea, iar privirea Lui îndreptată spre noi ne va da putere să mergem înainte. Dar cum să facem ca Dumnezeu să fie cu noi? Ne răspunde Apostolul Paul în a doua lectură: Fraților preiubiți, bucurați-vă, căutați desăvârșirea, încurajați-vă unii pe alții, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Când tragi linia la final, doar ce-ai făcut pentru Dumnezeu, aceea rămâne. Orice ar trebui să dăm pentru întâlnirea cu El, pentru prezența Lui, pentru însoțirea Lui. Oriunde să știi că este cu tine, oriunde să-L vezi, să-L vezi în natură, în flori, în oameni, în frați. Iubiți credincioși, dragi ascultători, cu convingerea că am devenit locuințe ale Sfintei Treimi, în această sărbătoare rămânem cu aceste două gânduri. Ne plecăm în fața celui mai mare mister al credinței noastre, un singur Dumnezeu în trei persoane. Îl preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. După prima lectură am cântat: Lăudat și preamărit să fii, Doamne, în veci de veci. Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Binecuvântat să fie numele Tău glorios și sfânt. Îl rugăm apoi să rămână cu noi, să ne însoțească pe drumul vieții și să ne ierte. Facem acum semnul Sfintei Cruci ca să ne exprimăm credința într-un singur Dumnezeu în trei persoane, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Confite bimure, quia fecit nobis.
miscum, misericordiam sum.